Marius Design House. Bună dimineața, Marius Design House, episodul 8. Astăzi avem pentru voi două mașini diferite să vă arătăm. Un G-Class 63 AMG nou, un G-Class 350D modelul anterior. Două mașini complet diferite, două locuri complet diferite, două utilizări complet diferite, însă amândouă cu același set de jante FS101. Dar înainte de asta, haide să mergem la fabrică unde am retestat prototipul pentru bara spate, unde ne luptăm să scoatem la capăt cât mai repede și cât mai bine proiectul GLE Coupé. Avem pentru voi și câteva surprize de la fabrică, dar haide să le aflăm în secundele care urmează. Mergem acolo! Înainte să plecăm la fabrică, trebuie să vă anunț că episodul de astăzi este unul mai special și o să fie în două părți. Prima parte o vedeți astăzi și a doua parte o să o vedeți luni la ora 6. Și iată-ne în fabrică unde este foarte cald, sper că m-auziți ok, este și masca, am și pe microfonul pe căști. Da, eu am sperat că o să ne auzim ok, dar nu e cazul. Ideea este că în primele două zile de filmare nu am putut să ne bucurăm de maestria lui Robert în ceea ce privește creația video, așa că ce o să vedeți în secundele care urmează sunt imagini filmate de mine cu telefonul, iar eu o să vă povestesc de aici ce am făcut, ce s-a întâmplat și ce vedeți mai exact la voi pe ecrane. Iar dacă nu mă credeți că sunetul este cu adevărat rău, pregătiți-vă urechile pentru secundele care urmează. V-am zis că sunetul îngrozitor aici, așa că vă lăsăm niște imagini să curgă și vorbesc eu peste. Da, îmi cer scuze pentru ce s-a auzit mai devreme. Haideți să mergem în fabrică să vedem ce s-a întâmplat acolo. Vă amintiți de episodul trecut că am testat primul prototip pentru bara spate și este ăsta pe care le vedeți în imaginile astea, l-am testat împreună cu Dorian Popa. Noi am avut atunci niște probleme în zona asta unde se îmbină bara superioară cu bara inferioară și astăzi vrem să testăm dacă am rezolvat problemele. A ajuns și grăsuța, iar noi după ce am dat bara originală jos, ne-am apucat imediat de testat. Din fericire, lufturile de data trecută sunt sesizabil mai mici, însă există în continuare. Le puteți vedea pe lateral, unul se poate vedea în aceste imagini și pe mijloc. Noi trebuie să găsim o soluție cât mai bună pentru a le rezolva, pentru că trebuie kitul să vină perfect pe mașină. Soluția pe care am găsit-o a fost să jlefuim manual piesa, aici în imaginea asta puteți să vedeți că vine mult, mult mai bine, nu e însă încă perfect, însă este mult, mult mai bine. Am terminat de jlefuit piesele prototipului pentru a veni perfect pe mașină, iar apoi le-am trimis înapoi la scan, unde au fost scanate și cadul va fi făcut din nou, pentru că ne dorim ca fitting-ul să fie perfect. Și dacă tot vorbim de bara spate, simțeam eu că vă e dor de buza față. Buza față care acum este încă prototip. Voi ați mai văzut acest prototip, noi nu am avut probleme la fitting la el. Singurele lucruri care ne țin din intrarea în matriță, este foarte aproape de a intra la matrițare, sunt aceste aripioare laterale care nu pot fi scoase din matriță dacă noi alegem să facem toată bara dintr-o matriță. Astfel încât va trebui ca ele să fie tăiate de aici, tăiate virtual în 3D și împărțită piesa pe 3 matrițe pe exterior și o matriță pe dedesubt. Deci practic vor fi 4 matrițe în total pentru piesa asta. Cele două aripi laterale, ca să iasă acest design, vor trebui scoase din două matrițe, iar partea din mijloc va trebui de asemenea scoasă din două matrițe, una pentru partea de sus și una pentru partea de jos. Ele apoi vor fi lipite și piesa finală va arăta exact cum arată prototipul. M-am jucat puțin în Photoshop și am făcut o simulare cam cum va arăta prototipul negru și iată și cu portocaliu. Votați în comentarii care vă place mai mult, care variantă. Și dacă tot am vorbit de matrițe, iată un CNC care lucrează la o matriță de unică folosință dintr-o spumă mai moale. Iar în următorul cadru aici vedeți o matriță care este uzinată pentru 10 folosiri. Iar acum vedeți ceva cu un logo cunoscut, este chiar logo-ul nostru și asta este matrița de la capota de GLE.
Matrița a fost deja uzinată, ne pregătim de producția primei piese după vacanța asta de 1 iunie. Acolo este logo. Noi mai avem de modificat foarte puțin linia asta, să o aducem la același nivel. În rest, matrița este gata de folosit pentru a turna prima piesă din kitul GLE, piesa care va veni chiar pe mașina lui Dorian Popa. Și pentru că am tot vorbit de matrice, de CNC-uri în 5 axe și de producție și vă tot arătăm cum testăm și retestăm și retestăm prototipul, știu că elefantul din cameră, afară de mine, este când iese kitul, când iese kitul, hai băi Maruse, când iese kitul. Și de ce durează? Ei bine, noi vă arătăm toate lucrurile astea tocmai ca să înțelegeți cât de complicată este producția unui asemenea proiect și să vedeți nivelul la care lucrăm. Trebuie să vă gândiți la o chestie care este foarte, foarte importantă. Proiectele astea nu sunt luate dintr-un catalog de la o fabrică foarte mare și peste care punem noi logo, Marius Design House și gata ce proiecte avem noi. Nu. Proiectele astea pleacă din pixul ăsta și din tableta asta. Uitați, de exemplu, în tableta asta chiar am un desen pentru un proiect viitor. V-am zis că după GLE va veni proiectul Cayenne. Deci proiectele astea pleacă de la un desen. Ăsta, de exemplu, este desenul original de la proiectul GLE Coupé pe care îl vom monta pentru prima dată pe mașina lui Dorian Popa. Uitați să dați și follow la Marius Design House pe Instagram. Revenind, probabil să zicem că am fost eu prea optimist cu timpul de livrare și m-am gândit că la sfârșitul lui mai o să putem să scoatem deja kitul ăsta la lumină. Dar iată că nu suntem în poziția aia și nu suntem în poziția aia dintr-un motiv foarte simplu. Până când nu suntem la nivelul de calitate pe care mi-l doresc eu, nu o să scoatem acest kit. De aia testăm și retestăm. Ați văzut în minutele care au trecut fittingul la bara spate. Până când nu este la linie, nu o să-l scot. În afară de asta, trebuie să înțelegem, este singurul brand din România, Marius Design House, care face tuning, producție de tuning, în adevăratul sens al cuvântului. Am ales să fac treaba asta în România, cu toate că fiind singurul care face lucrul ăsta, experiența mea și a celor din jurul meu nu este cea mai bogată, dar în același timp, firmele mari din afară, Mansuri, de exemplu, Brabus, nu au fost mari din primul an. Nu au scos primele proiecte pe bandă rulantă, pentru că așa este natural, așa este normal să se întâmple într-un business, așa este normal să se întâmple în momentul în care faci o chestie nouă și e singurul care face treaba asta. Eu am ales să fiu transparent, să vă arăt de-a lungul episoadelor exact fiecare pas din producție, problemele de care ne lovim, nu cosmetizez nimic din ceea ce se întâmplă, că puteam să ascund lucrurile astea, să zic, domnule, a ieșit bine din prima. Ia uite ce frumos. Nu. Prefer să fim foarte transparenți, să vă arătăm exact ceea ce se întâmplă, ca voi, în momentul în care veți cumpăra de la noi un produs, să știți, da, domnule, uite, oamenii ăștia muncesc așa, 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 lucrează cu aparatele astea, lucrează la nivelul ăla, am văzut pe YouTube sau, mă rog, am văzut pe Instagram, pe unde ați văzut voi. Știam de la început și știu și acum că da, există riscul ca unii oameni să zică, domnule, că durează 4 luni. Da, durează 4 luni. Mă rog, noi suntem la 3 luni jumate, că am început pe undeva pe 10 februarie acest proiect. Durează prima dată atât de mult partea de creație propriu-zisă a matrițelor. Cel mai important lucru fiind, cum v-am mai zis, cadurile. După ce matrițele sunt gata, pentru a scoate un bodykit durează o săptămână jumate, două. Deci, practic, clientul nu o să aștepte 3-4 luni. De exemplu, ce vedeți voi scos de firme mari din afară, vedeți scoasă mașina finală, dar ea a fost în lucru la fel, 4, 5, 6, 7, 8 luni.
în funcție de complexitatea mașinii, pentru că așa este normal. Ei nu arată toți pașii pentru că n-au nevoie, pentru că sunt deja foarte cunoscuți și n-au nevoie să demonstreze calitate. Eu asta vreau să fac, să vă demonstrez vouă fiecare pas pe care îl facem și de ce îl facem și să vă demonstrez că este un lucru de calitate și care merită, mă rog, apreciat dacă vreți. Ca să facem o paralelă între modurile de producție, noi producem, după cum bine știți, și jante. Iată că la jante este mult mai ușor. La jante ai un design, în momentul în care îți faci tu designul, noi avem designul făcut la fel din acest pix și această tabletă, apoi desenul ăla practic se transformă într-un desen tehnic, într-un 3D, făcut de un inginer care face asta de ani, trece prin niște teste ca să poată fi funcțională pe șosea și să fie safe pentru voi, pentru că o roată este o componentă a mașinii foarte importantă și de care ține siguranța voastră. Iar acolo este foarte simplu. Durează 25 de zile producția, durează 30 de zile transportul, iată janta. 2 luni o aveți la voi, adică acolo nu avem dubii. Și dacă tot am adus discuția despre jante, înainte să vedem niște jante pe niște mașini, haideți să vedem și ce am făcut zilele trecute pe Instagram. Cine ne urmărește știe că am avut un concurs cu 8 designuri de jante. Asta este janta care a câștigat concurs, designul care a câștigat concursul de pe Instagram, de pe story de săptămâna trecută. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că în cel mai scurt timp o să introducem în producție acest design. Momentan încă mă mai gândesc pe ce mașină o să o montez. Deci, practic, în 2 luni jumate, 3 luni, o să vedeți acest design pe stradă. Asta este foarte important de știut pentru cei care sunteți interesați de jantele Marius Design House, jante forjate. Și o să vorbim imediat și ce înseamnă forjat. Este important de știut faptul că ele pleacă, la fel ca și kiturile, dintr-un desen. Nu vin dintr-un catalog, nu vin de la fabrică, vin dintr-un desen făcut de mine. Iar voi, dacă aveți o jantă care vă place, aveți un stil de jante care vă place, aveți o idee a voastră pe care nu știți foarte bine să o puneți în practică, puteți să vă comandați o jantă cu adevărat tailor-made pentru voi. Pot să vă dau niște exemple. Și începem cu primul exemplu. Asta este janta care a venit pentru Dorian Popa. Ei bine, ea la început avea 29 de spițe, pentru că eu am 29 de ani și m-am gândit să fac o chestie de genul ăsta, fiind prima jantă băgată în producție de noi. Însă în momentul testării ne-am dat seama că spițele se îngustau foarte mult spre interior și nu mai era roata atât de rezistentă la presiune. Și a trebuit să eliminăm 4 dintre spițe și acum are 25, 25. Alt exemplu este ăsta, care a plecat din desenul ăsta și apoi, iată rezultatul final. O jantă reală, desenată 100% de noi, de mine. Aici puteți vedea de exemplu cum se forjează o jantă a noastră pe care o veți vedea cât de curând montată pe o mașină. Și haideți să vedem și rezultatul final la toată treaba asta. Ei bine, ce era acolo de sărotea s-a transformat în roata asta. În timp ce voi vedeți în timp real cum ia naștere o jantă, cum desenez o jantă în 2 minute jumate, haideți să vorbim și despre cele 3 tipuri de jante din aluminiu care sunt prezente pe piață: jantele turnate, jantele flow form și jantele forjate, adică cele pe care le comercializăm noi. Jantele turnate sunt cele mai ieftine, dar și cele mai puțin rezistente de pe piață. Ele sunt produse practic prin a topi aluminiu și a-l turna într-o matriță, de aia se numesc turnate. Primul și cel mai mare dezavantaj al acestor jante, faptul că ele sunt foarte casante, fiind și poroase, un grad foarte ridicat de risc de a se rupe în timpul folosirii, însă sunt cele mai ieftine pentru că și procesul de producție este cel mai ieftin. Jantele flow form, care se numesc și jante hybrid forged, n-au nicio legătură cu jantele forjate, chiar dacă se numesc hybrid forged. Ele sunt în continuare jante turnate, dar după ce s-a turnat janta, aceasta este pusă pe un aparat și este încălzită la 400 de grade, iar o rolă întinde practic butoiul jantei în forma finală.
astfel încât prin acest proces de încălzire și întindere butoiul devine un pic mai rezistent față de janta turnată integral, dar în continuare există riscul de a se rupe pentru că fața jantei este poroasă. Jantele forjate, în schimb, sunt produse dintr-un singur monobloc de aluminiu. Nu se topește acest aluminiu, este frezat, cum v-am arătat și în minutele care au trecut. Însă se folosește foarte mult material, se începe de la un monobloc de 45 de kilograme și apoi se ajunge la o jantă de 8-9 kg pentru 18 inci, pentru dimensiunile de 18 inci. Însă, pentru că aluminiul nu se topește, nu există riscul de a se rupe, nu există porozitate, ele sunt și mai ușoare, ele pot fi făcute la comandă, exact pe dimensiunile pe care le vrea clientul, tocmai pentru că sunt forjate dintr-o singură piesă și nu au nevoie de o matriță, însă sunt și cele mai scumpe, pentru că și producția este cea mai scumpă. Totuși, mai ales când vorbim de SUV-uri sau de mașini de performanță, mașini foarte scumpe, cel mai important lucru este siguranța conducătorului și cele mai indicate jante să fie folosite pe asemenea mașini sunt cele forjate. Și ca să nu vă plictisesc prea mult, pentru că am vorbit și de jante, și de producția kitului, și de lucrurile astea un pic mai tehnice, haideți în minutele care urmează să ne plimbăm cu G-ul ăsta. Asta a fost prima parte din episodul 8. Vă aștept în partea a doua, care va veni luni. Nu uitați de like, share, subscribe și nu uitați de clopoțel ca să fiți anunțați când va apărea și partea a doua. În partea a doua ne vom distra mult mai tare, ne vom plimba cu două mașini, dar vă las pe voi să descoperiți asta luni. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o episodul ăsta ca să ajungeți până aici. Sper că v-a plăcut, vă mulțumesc pentru susținerea voastră și vă aștept în partea a doua luni. V-am pupat!